Neluțu Trandafir se gândește de 2 ani să plece într-o cursă de peste 50 de kilometri, prin care vrea să atragă atenția asupra marginalizării persoanelor cu dizabilități. Am hotărât cu 2 ani în urmă să organizez o cursă maraton pe o distanță de 50 de kilometri, 50 kilometri plus. Deci am spus că dacă reușesc să facem 50, totuși să încercăm să mai facem măcar un kilometru. Am vrut pentru început să fie organizată cursa să fie organizată cu mai multe persoane cu dizabilități. În ce sens? Prin gestul nostru să atragem atenția societății că și noi existăm și noi avem drepturi egale ca și ceilalți și poate prin gestul nostru nu o să mai fim atât de marginalizați de societate. Anumite drepturi de care beneficiază persoanele cu handicap sunt încălcate, iar Neluțu Trandafir este revoltat ca urmare a acestui lucru. Acesta va pleca duminică dimineața în cursa infernală pe care speră să o ducă la bun sfârșit, cu toate că va fi foarte dificil. Statul ne-a oferit unele drepturi minimale, cei drept, dar noi nu ne putem bucura de ele și anume, în primul rând, în orice oraș ai merge, locurile de parcare sunt ocupate, noi persoanele cu handicap nu le putem bucura de ele și multe altele, accesibilitate la magazine, instituții, de multe ori am fost jigniți. N-am reușit să fie organizat cu mai multe persoane și atunci am luat hotărârea să plec de unul singur. Și duminică, 1 iunie, la ora 5, din fața stadionului municipal, Tudor Vladimirescu, o să plec în cursa asta spre Baia de Aramă. Nu știu dacă o să și reușesc să duc la bun sfârșit, eu totuși trăiesc cu speranța că va fi. Neluțu Trandafir speră că va ajunge la destinație în cel mult 10 ore. Traseul este unul foarte dificil. Interpretul va avea de străbătut pante abrupte, dar și curbe destul de periculoase. În cât timp credeți că veți ajunge la destinație? După estimările soției, e vorba de 8 ore, după estimările mele 10. Mai am o contrazicere cu soția, ea mi estimează panta de Larcan, care ea e o pantă destul de mare, ea mi estimează 2 ore, eu am zis că în niciun caz o să o fac sub o oră. Acum nu știu, deci în cât timp vom trăi și vom vedea. Am ales traseul Târgu Jiu-Baia de Aramă, că e un traseu care are toate dificultățile. Penți, curbe, teren întins și în cazul în care se întâmplă ca anul ăsta să fac pe cei 50 de kilometri, la anul o să vreau să fac mai mult. Reprezentanții primăriilor localităților pe care Neluțu Trandafir le va străbate în scaunul cu rotile îi vor consemna în jurnalul de traseu.